cea mare școală, dar Domnul poate să ne spună ce urmăm în viață, că ce băgăm în gură să fie stropit cu transpirația ta, iar când mergi pe stradă să dai bună ziua și la gâște, că și ele o să răspundă cândva. Și am urmat acest sfat, să muncesc și să respect. Apoi am fost tânăr, tinerețea mea. Am fost executor, 15 ani. Am plantat milioane de arbori care acum sunt păduri. Am făcut și afaceri în această perioadă a tinereții mele. De la 26 de ani am făcut de afaceri, la 33 de ani aveam 120 de tractoare, 60 de combini, 270 de angajați, proprietar a 400 de hectare de teren, lucram 4500 de hectare de teren, dar eram, să zic, un om fericit pe jumătate. De ce? Pentru că aveam foarte mulți bani și la vremea respectivă verificați câți oameni din județul Constanța de sus, proprietari de 400 de hectare de teren, pentru că vedeam câți alți oameni nu au și pentru care eu nu pot face decât pentru mine și pentru apropiații mei. Pentru cei din jur era practic imposibil, că era totuși o resursă limitată. La am fost ales viceprimarul Comunei Peștera, necandidat la funcția de primar, ci din consilier, și atunci am vrut să văd ce înseamnă și asta. Am dus la Facultatea de Administrație Publică la zi, am absolvit-o, m-am captivat și chiar am sorbit-o, să spun așa, iar aveam posibilitatea practic să văd în primăria Peștera ce înseamnă administrație și ce poți face din zona administrației pentru mai multă lume. Și atunci am decis să candidez în 2008, când cred că am terminat trecut de perioada de tinerețe la perioada de maturitate, nu? De adult. Și la 42 de ani am candidat pentru funcția de primar. Am experimentat, să spun, ce am învățat în viața mea și în școală și în afaceri și în tot, timp de 8 ani de zile la Peștera, cu pârghiile pe care le aveam și la nivelul dimensiunii unității administrative pe care le aveam. Știți foarte bine că am luat comuna dintr-o situație economică, socială, educațională și nu mai spun ca aspect, într-un fel, după 8 ani de zile, Comuna Peștera arăta, știți foarte bine cum, chiar acele lucruri realizate la Peștera și văzute de oameni, m-au ajutat să ajung primarul municipiului Mecedia, unde chiar am fost invitat de mai mulți cetățeni, lucru care m-a onorat, am dat curs și le mulțumesc că m-au și votat ca să fiu primarul lor. Arătat aici lucrurile pe care le-am făcut în cei 7 ani de zile. Mai departe, am intrat în această cumpără la care stau să mă gândesc și să învăț de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și am ajuns la concluzia și am învățat că trebuie să fiu mai bun decât am fost, trebuie să iubesc mai mult oameni decât i-am iubit, trebuie să respect mai mult oameni decât am făcut de până acum. Deci pentru mine este ca învățătură și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat șansa să învăț mai mult de la viață. În încheiere, doresc să mulțumesc locuitorilor Comunei Peștera care mi-au dat o șansă mare și oricum sunt în sufletul meu și mie niciodată. Mulțumesc locuitorilor Mecidiei care m-au votat și acum eu
te respect în poartă. Le mulțumesc colegilor din primărie pentru că m-au ajutat să pun în practică tot ce acumulasem ca experiență în viață, iar ei au realizat tot ce s-a făcut aici este rodul muncilor și te mulțumesc. Pot să spun că este una din cele mai performante primării din România. Nu trebuie să fie în sală, cam mai mulți ori. Le mulțumesc prietenilor. Vă mulțumesc dumneavoastră, cei din presă care ați scris despre mine și bune și rele, o bună dreptate, că nu sunt niciun stâmp, bani în contru și cel mai mare păcătos. Le mulțumesc tuturor celor care m-au adus să trec prin cumpene, pentru că așa v-am spus că am învățat. Asta este o vorbă veche, toată viața înveți și au dreptate. Uitare tuturor pe care am supărat. I-am iertat pe toți cei care mi-au făcut rău și în încheiere aș dori să închei cu o rugăciune pe care o fac de fiecare dată cu mă rog. Dar ajută-mă să fac cât mai mult bine pentru cât mai multă lume. Amin.